găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Psihicul afectat de venirea primăverii, simptome, diagnosticare, tratamente. Tehnica Fast and Fix de recuperare în timp record a funcționalității danturii prezentată pas cu pas într-o nouă rubrică La dentist cu Dr. Leahu. Rubrica de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate. Primăvara, anotimpul renașterii naturii, al iubirii și al bunei dispoziții, este pentru unele persoane un chin. Este resimțită astenia de primăvară, apar atacurile de panică, se instalează stările de anxietate și depresia. Din păcate, din ce în ce mai multe persoane se plâng de astfel de tulburări. Lăsate să evolueze în voia lor, aceste tulburări se agravează și pot afecta iremediabil psihicul omului. Este bine ca atunci când omul nu se simte bine din punct de vedere psihic, să ceară ajutorul psihologului sau chiar al psihiatrului. Semnele și simptomele tulburărilor de acest gen, diagnosticarea, tratamentele, explică psihologul clinician Cristiana Bogdan. Psihismul este un micro-univers într-un macro-univers. Este atât de complicat și de nebănuit și în același timp are o organizare foarte simplă. În momentul în care apar tulburările și în mod special cele de primăvară, astenia de primăvară, pentru că este o primă manifestare că ceva nu este în ordine cu noi. Apoi tristețile, melancoliile, anxietățile și depresie în ultimă instanță, ca și început sau ca primă cauză, o reprezintă trecerea de la un timp la altul. De ce? Ieșirea din iarnă, care este un anotimp al conservării, un anotimp al așteptării, un anotimp al liniștii și al unei armonii pe care ți-ai creat-o deja cu un an înainte. Venirea primăverii, de fapt, înseamnă renaștere și înseamnă căutare. Și atunci fiecare dintre noi este în căutare de ceva, de altceva sau de ceva anume, de o împlinire, de un sens de viață. Atunci când omul nu se simte împlinit în profesie, în viața de familie, în viața socială, această stare de încordare, de a se menține într-un echilibru, de fapt un echilibru neproductiv, îi epuizează rezervele psihice și ajunge la o cădere, la o scurgere de energie. Omul simte nevoia de a fi din nou împlinit, integrat, energic. Simte nevoia de a recâștiga starea de echilibru, care înseamnă de fapt pace, liniște și armonie. Oamenii reacționează însă diferit la efectele primăverii în funcție de structura psihică a fiecăruia. Diferențele țin în primul rând de modul cum privesc lumea, de capacitatea lor de empatie, de capacitatea de raționalizare. Un om logic, cu rațiune, un om care nu se pierde în amănunte sau în detalii, care nu caută răspunsuri în spatele lucrurilor, este un om mult mai echilibrat din punct de vedere rațional și al capacității psihice decât un om sensibil, un om care vibrează la tot ce se întâmplă. Un om sensibil vibrează la primăvară. Un om sensibil vibrează la vederea unei flori sau un om sensibil devine vulnerabil și nefericit în momentul în care primește nuri sau nu găsește răspunsuri la întrebările pe care îl preocupă. Adică pentru el latura subiectivă este extrem de importantă. Latura subiectivă însemnând de fapt psihismul său, viața lui interioară, asupra căruia este foarte concentrat. Simptomele instalării tulburărilor psihice de primăvară devin astfel vizibile. E o stare de neliniște, o lipsă de putere, o fatigabilitate, o nemulțumire, o nervozitate, o lipsa poftei de mâncare. Uneori când aceste simptome nu-și găsesc o rezolvare cât mai rapidă și purtătorul lor nu este în căutare de soluții, se agravează și atunci apare frica, ceva se întâmplă cu mine, nu știu ce se întâmplă cu mine, apar anxietățile, se tulbură pofta de mâncare, capacitatea de a dormi, de a te odihni bine, randamentul la muncă sau randamentul școlar, pentru că aici intră inclusiv copiii.
Iar într-un final, pe fondul acesta de neliniște, de frică, apare și depresia, în care omul, negăsind soluții și căutând în mod deosebit soluțiile în sine, iar el fiind epuizat, ajunge să facă depresie. Astenia de primăvară, fricile, anxietatea, depresia sunt tulburări de ordin psihic ce ar trebui să-l determine pe om să ceară ajutor de specialitate. Diagnosticul se stabilește pentru fiecare persoană în parte prin teste psihometrice folosind o scală Hamilton. Sunt evaluate tulburările legate de apetit, de somn, tulburările psihosomatice, cele ale aparatului cardiovascular, ale sistemului respirator și ale aparatului digestiv. Cu cât punctajul este mai mare, cu atât afecțiunea este mai gravă. Pacientul poate fi evaluat însă și prin alte metode. Pacientul poate fi evaluat prin anamneză, prin interviu clinic, prin narațiune, povestirea și comparația pe care o face cu o perioadă anterioară în care el s-a simțit bine, și aici își exprimă starea de nemulțumire, starea în care el nu se mai regăsește comparativ cu ceea ce a fost înainte. În afară de asta, lucrăm cu teste proiective. În testele proiective iar pot fi identificate cu ușurință stările de angoasă, stările de frică, stereotipiile comportamentale care pot însoți aceste afecțiuni, depresia, anxietatea, pot fi diagnosticate. Dacă este nevoie, în cazul în care simptomatologia are o amplitudine mare, psihologul poate lua decizia de a trimite pacientul către psihiatru pentru evaluare clinică și tratament medicamentos de specialitate. În lipsa asistenței psihologice, tulburări precum anxietatea sau depresia se pot agrava, iar omul poate ajunge la boală psihică. Dacă nu sunt identificate la timp sau dacă sunt tratate cu superficialitate, în general, persoanele tinere au rezerve și resurse psihice să-și revină chiar fără medicamente, chiar fără intervenție terapeutică. De ce? Tinerețea are un atu. Se poate regenera organismul, schimbarea unui loc poate să determine depășirea situației critice în care se află, dar dacă se va repeta, pentru că nu a fost identificată cauza nemulțumirii, cauza care a stat la baza declanșării simptomatologice, atunci recăderea după o perioadă de vreme va fi mult mai dură. Din păcate, din diverse motive, oamenii preferă să ignore stări precum astenia, anxietatea, atacul de panică ori depresia. În momentul în care un om are prejudecăți legate de percepția semenilor vis-a-vis de sine și confundă evaluarea psihologică cu o evaluare psihiatrică, în momentul acela, omul de fapt neagă că are o problemă. Negarea, mi-a venit altă idee, este un mecanism de autoapărare al eului, care poate să țină persoana respectivă într-un echilibru, dar și acest echilibru este tot neproductiv, pentru că de fapt nu este identificată cauza simptomei, cauza stării în care se află, ci de fapt este o camuflare a lui. Iar într-un final, vei sfârși, dacă nu înfrunzi problema, nu ți-o recunoști, cu eticheta de boală psihică. Ceea ce încerci să eviți, de fapt, până la urmă ți se va pune. Cel mai bine este să înfrunți, să accepți problema și să fii în căutare de soluții. Secretul evitării tulburărilor de ordin psihic stă într-un echilibru, din păcate, greu de păstrat în ritmul trepidant al vieții moderne. V-ați pierdut un dinte sau mai mulți și vă gândiți cu groază câte drumuri o să mai bateți pe la dentist până o să vă vedeți din nou cu dantura completă? Varianta implantului Fast and Fixed vă economisește timpul și vă asigură o dantură perfectă. Vă convingeți imediat urmărind rubrica La dentist cu Dr. Leahu. Bun găsit! Pierderea dinților este o problemă cu care se confruntă foarte multe persoane, cu implicații atât la nivel fizic, cât și la nivel psihic. Fără doar și poate, implantul dentar realizat prin tehnica Fast and Fixed reprezintă cea mai bună opțiune disponibilă pentru înlocuirea dinților lipsă în timp record.
Cu ajutorul tehnicii pentru implant dentar Fast and Fixed, vei reuși să ai în doar 24 de ore un zâmbet sănătos, frumos și perfect funcțional. Cum se desfășoară totul? În cadrul primei vizite, în cadrul clinicii, medicul specialist în implantologie îți explică în ce constă procedura pentru implant dentar Fast and Fixed și care sunt beneficiile acesteia. În ultimul an, din ce în ce mai mulți pacienți aleg să termină odată cu problemele dentare și vin pentru soluția Fast and Fixed. Este tocmai soluția atunci când dinții pacientului sunt deja în punctul de daună totală. Nu mai putem să păstrăm niciun dinte pentru termen mai lung de 2-3 ani. Și atunci sunt pacienți care spun, ok, de ce să mă tot chinui? Adică sunt pacienți care au trecut prin genul acesta de tratament în care i s-a spus, hai să salvăm dinții. Și s-a făcut o lucrare dentară pe dinți, care după 2 ani de zile a căzut cu mare parte din dinți. Și atunci pacientul decide, ok, vreau să termin cu problemele astea dentare și atunci să pornim pe curat. Și a pornim pe curat înseamnă tocmai chestia asta, adică îndepărtăm resturile de dinți, îndepărtăm tot ce este stricat în gura pacientului, reparăm osul în aceeași intervenție și punem implanturi dentare în aceeași intervenție. Și în funcție de ce ne dorim să obținem, în partea de sus inserăm 6 sau poate 8 implanturi, iar în partea de jos 4 sau 6 implanturi. Iar imediat după această intervenție, a doua zi, pacientul primește lucrări provizorii fixe, lucrări provizorii fixe care el poate să mănânce din ziua aceea piureuri, supițe pentru perioada de vindecare care durează până la 6 luni de zile. În toată această perioadă, pacientul are totuși dinți funcționali în gură, poate să vorbească, arată foarte bine. De obicei, cu acest tip de intervenție, noi rezolvăm și probleme din naștere. Adică am cunoscut mulți pacienți care aveau tot felul de deformități ale oaselor feței în zona gurii. Adică sunt pacienți care, din cauza problemelor dentare pe care le-au dus cu ei ani de zile, osul s-a modificat, adică avem pacienți care atunci când zâmbeau își expuneau enorm de multă gingie, în care dinții de jos mușcau cerul gurii de sus, în care mușcătura era inversă. Adică sunt foarte multe lucruri pe care le vedem, dar întotdeauna noi ne uităm la fața pacientului, în primul rând. Ne uităm să vedem cum putem echilibra zâmbetul să se potrivească cu restul pacientului. Și este o schimbare de multe ori dramatică în bine, adică sunt foarte mulți pacienți care în momentul în care se uită în oglindă deja este alt om acolo, adică inclusiv le-am recomandat unor pacienți să se ducă să-și refacă buletinul și toate actele pentru că s-ar putea să aibă probleme să nu mai fie recunoscuți la vamă, de exemplu, sau dacă îi oprește poliția. Pentru noi, cel puțin cu dotările pe care le avem, este o intervenție foarte predictibilă și de zi cu zi, adică nu mai este o extravaganță să vină pacientul și să beneficieze de această tehnică și apoi a doua zi să primească dinți fixi. Timpul de execuție este unul foarte scurt, de doar 24 de ore. Refacerea este una mult mai rapidă, iar pacientul își poate relua repede activitățile zilnice și poate avea din nou o dietă fără prea multe restricții. În plus, rata de succes a implantului dentar este de 100%. Intervenția aceasta se face și cu sedare intravenoasă, adică pacientul primește substanțe care îl ajută pe pacient să stea foarte relaxat și chiar să adoarmă, să țipească în timpul intervenției, indiferent cât de complicată este ea. Și această sedare poate fi menținută cam 3-4 ore fără niciun fel de risc pentru sănătatea pacientului. Acum, în funcție de cum se comportă pacientul sedat, adică cât de bine ține pacientul gura deschisă, putem să operăm și partea de sus și partea de jos în aceeași intervenție. Și aici ține foarte mult și de cât de important este să facem aceste două lucruri în aceeași intervenție. Pentru că sunt pacienți care au dinții atât de distruși încât nu putem să punem o lucrare provizorie sus, pentru că trebuie să schimbăm complet și partea de jos ca lucrurile să se potrivească. Chiar dacă, să spunem, a doua intervenție poate fi făcută la câteva zile distanță sau la câteva săptămâni distanță, de obicei se mai întâmplă să găsim această situație în care și sus și jos dantura este extrem de distrusă, lucrurile nu arată deloc bine și nu ai cum să faci să le potrivești partea de sus cu partea de jos decât dacă faci ambele intervenții într-una singură. Pe lângă această procedură, mai există o etapă care se realizează odată cu implantul dentar, numită PRGF Endoret.
Este o tehnică extrem de simplă prin care se recoltează o cantitate minimă de sânge de la pacient, din care, după centrifugare, se extrage plasma bogată în factori de creștere. Această tehnică ajută la vindecarea de 7 ori mai rapidă și fără dureri a pacientului. Având în vedere că tehnica Fast and Fix devine din ce în ce mai populară și sunt din ce în ce mai mulți medici care aleg să ofere această soluție pacienților lor, un singur mesaj am transmis pentru pacienți. Este important ca atunci când se pun implanturile dentare să se facă și această augmentare osoasă, adică osul trebuie reparat, pentru că dacă nu reparăm complet osul, atunci buzele o să arate foarte ciudat pe dinții noi. Pentru că am întâlnit cazuri, situații în care pacientul venea la noi cu niște lucrări pe sistemul Fast and Fix făcute și căutau la noi o soluție pentru că nu erau mulțumiți de felul în care arată zâmbetul. Și în care, în momentul în care ne uităm, noi imediat ne dăm seama, ok, aici a fost făcut un Fast and Fix clasic fără a fi reparat osul. Și desigur, rezultatul de obicei nu mulțumește pacientul. De aceea este important ca de fiecare dată când avem de schimbat toată dantura să mergem până la capăt și să alegem soluția completă care implică de foarte multe ori, aș putea spune chiar de fiecare dată, și reparatul acesta al osului. Pe lângă beneficiile enumerate, tehnica pentru implant dentar Fast and Fixed te ajută să-ți recapeți încrederea în forțele proprii și să zâmbești din toată inima, fără să mai ai complexe legate de dantură. Chiar și în ziua de astăzi, când implantologia orală a devenit atât de cunoscută și de populară, în continuare mai există pacienți care primesc verdicte de genul: mă, la tine nu mai merge implantul dentar, la tine nu se mai poate face nimic. Ce trebuie să înțeleagă că nu există nu se poate. Există poate nu pot eu, există poate nu pot eu cu tehnologia și cu echipa mea, dar întotdeauna găsim o soluție. Găsim pe cineva din exteriorul echipei în cazul în care identificăm un caz care ne depășește, asta ne ajută să mergem mai departe. Tocmai așa putem să combinăm diverse tehnici și să lucrăm în echipă astfel încât să nu existe nu se poate. Am ajuns la final. Ne găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. O nouă rubrică de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Al doilea caz de vindecare de HIV din lume. Cum a fost posibil? Un studiu științific pune capăt speculației privind legătura dintre vaccinul ROR și autism. Săpunul normal sau săpunul bacterian? Care ar trebui folosit și de ce? Toate acestea în rubrica de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate. Un britanic infectat cu HIV a devenit al doilea om din lume care a scăpat de virus. Potrivit oamenilor de știință de la Universitatea Cambridge, pacientul a beneficiat de un transplant de celule stem din măduva osoasă a unui donator rezistent la HIV. Acesta are o mutație genetică rară care îi asigură imunitate la infecția cu acest virus. Testele făcute la 3 ani după transplant au arătat că virusul imunodeficienței umane dispăruse din organism. Asta în condițiile în care pacientul nu mai primea tratament antiretroviral de mai bine de un an și jumătate. Ravindra Gupta, unul dintre medicii care s-au ocupat de analize, a declarat că pacientul este vindecat funcțional și în remisie. Este însă prea devreme pentru a spune cu certitudine că a fost vindecat complet. Britanicul este cunoscut ca pacientul din Londra, cazul său fiind similar cu al pacientului din Berlin. Un american tratat în Germania în 2007, fiind prima persoană infectată cu HIV care a beneficiat de același gen de tratament și s-a vindecat complet. Virusul imunodeficienței umane provoacă SIDA, o boală care a ucis, începând cu anii 80, când a izbucnit pandemia, circa 35 de milioane de oameni în întreaga lume. La ora actuală, din datele oficiale, rezultă că peste 37 de milioane de persoane sunt infectate cu HIV, dar numărul ar putea fi mai mare. Deocamdată, persoanele cu HIV-SIDA primesc tratament antiretroviral pe durata întregii vieți. Eficiența tot mai mare a acestor medicamente a dus și la creșterea speranței lor de viață.
Nu există nicio legătură între vaccinul ROR și autism. Este concluzia celui mai recent studiu realizat de oamenii de știință danezi pe un eșantion de 650.000 de copii născuți în perioada 1999-2010. Autorii cred că studiul publicat în revista Annals of Internal Medicine ar putea pune capăt definitiv speculațiilor privind legătura dintre vaccinul împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei și autism. Din echipa de cercetare de la Institutul State and Sea din Copenhaga fac parte oameni de știință care s-au ocupat de un studiu anterior, ale cărui rezultate au fost făcute publice în 2002. Cercetarea de atunci a fost efectuată în Danemarca pe un eșantion de peste 537.000 de copii născuți între 1991 și 1998. Cercetarea a fost reluată ulterior din cauza că suspiciunile privind o posibilă legătură între vaccinul ROR și autism au persistat. Mai mult, mișcarea antivaccin s-a amplificat. Știați că săpunul normal este de preferat celui antibacterian? Motivul? Săpunul antibacterian poate ajuta unele bacterii să capete rezistență la antibiotice. Asta din cauza triclosanului, ingredientul activ cel mai important din compoziția săpunului antibacterian. Este concluzia oamenilor de știință americani care au constatat că acest gen de săpun atacă bacteriile în mod asemănător antibioticelor. Cercetătorii americani spun că dacă omul se spală bine cu săpun normal, efectul este de îndepărtare aproape totală a bacteriilor fără a le provoca rezistență la antibiotice. Ei transmit un avertisment și pentru gelurile antibacteriene folosite pe pielea uscată. Un astfel de gel este bun de utilizat doar în situații de urgență, când omul nu are la îndemână apă și săpun, cu precizarea că pe mâinile foarte murdare, gelul antibacterian nu are niciun efect de curățare. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Pe sâmbăta viitoare, la aceeași oră. Până atunci, la revedere!